Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră, Sighetu Marmației, informează că începând cu data de 16 iulie, pe tronsonul de drum ce face legătura între PTF Halmeu și PTF Diacovo, după zona de control și până la linia de frontieră cu Ucraina, circulația autovehiculelor e restricționată alternativ, atât pe sensul de ieșire din țară, cât și pe sensul de intrare. Programul după care va fi restricționată circulația autovehiculelor îl găsiți pe site-ul de știri maramedia.ro.